Sâmbătă în Poiana Câmpina a avut loc ediția a doua a crosului primăverii, o competiție sportivă pe etape de vârstă. În ciuda timpului nefavorabil care a fost în această dimineață, ne bucurăm că au venit un număr foarte mare de participanți, în jur de 190-100 de persoane, cu diferite vârste, de la cel mai mic care a fost 6 ani până la cel mai vârstnic 67 de ani. Copiii îndrăgesc mișcarea, cel puțin o parte din ei, și noi susținem acest proiect de promovare al... Suntem la a doua ediție a crossului, am avut crossul toamnei în noiembrie, acum e crossul primăverii, vom avea o etapă și în vară și iarăși în toamnă. Crossul s-a desfășurat în funcție de vârstă. Copiii de la clasele 1-4 au parcurs 400 de metri și 600 de metri, iar elevii de la gimnaziu și adulții 1200 de metri. Câștigătorii au primit medalii, diplome și un cadou din partea administrației locale. Cum te simți? Bine, foarte bine. A fost greu? Da. Vrei să mai participi? Da. Da. Te vei pregăti mai intens? Da. Ce loc ai câștigat? Locul 1. Și cum te simți? Fericită. Ai mai participat? Da. Și am luat locul 3. Și acum ai mai alergat, ai mai pregătit? Da. M-am mai pregătit și am luat locul 1. Cum a fost crossul? Foarte bine a fost. Nu mi s-a părut greu, dar... Ce părere aveți despre inițiativa primăriei de a organiza astfel de evenimente? E o inițiativă foarte bună. Mie îmi place foarte mult sportul. Când eram la școală, eram prin toate sporturile băgată și mi-a plăcut întotdeauna sportul. E foarte bună. Este al doua ediție asta, apoi și asta toată. Și foarte bine că organizează. Vecea aia mici fac sport. În primul rând. Pentru sport, pentru sănătate. Crossul primăverii are ca scop promovarea sportului în comuna Poiana Câmpina. Sportul pentru poienare, sănătate, distracție și sperăm să fie cât mai mulți participanții și sportivi în comuna noastră într-un număr foarte mare la celelalte ediții.